Bebelușul abandonat într-o pot gorie din raionul Nisporin, la începutul lunii și plasat ulterior la Institutul Mamei și Copilului din Capitală, a fost externat împreună cu mama sa. În această dimineață, primarul satului Mirești, raionul Hâncești, unde are casă familia, medicul de familie și asistentul social au mers împreună după Bebeluș pentru a-l aduce acasă în siguranță. Informația a fost confirmată de către primarul localității Mirești, Victor Sinogaci. Copilul se va afla împreună cu mama sa până la decizia instanței privind decăderea sau nu din drepturile părintești a ambilor soți. Potrivit autorităților locale, mama regretă fapta comisă. Ceilalți patru copii ai soților, două fete și doi băieți cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, vor rămâne în continuare plasați într-o familie de asistenți parentali, la fel până la decizia instanței. Amintim că incidentul a avut loc în seara zilei de 7 iulie. Atunci, femeia de 31 de ani a născut într-o vie din satul Cristești, raionul Nisporeni, abandonându-și imediat copilul. După ce a stat câteva ore bune în bătaia soarelui, aruncat în mărăcini, bebelușul a fost descoperit de un cuplu care lucra în câmp și care a anunțat oamenii legii.